Bună ziua, bine v-am regăsit. Ora 16 începe Ring TV, emisiune realizată împreună cu colegii noștri de la ziarul Ring. La fix un an după ce s-au căsătorit, Bogdan Ionescu și Elena Băsescu au devenit părinți. Ce îi rezervă viitorul micuței Sofia Anais ne va spune în câteva momente scriitoarea Carmen Hara, venită special din Statele Unite la invitația ziarului Ring în România. O să vorbim și despre nunta toamnei Bianca Drăgușanu, Victor Slav, însă și despre viitorul lui Gigi Becali, cel care a cerut să fie mutat într-un alt penitenciar. Alături de mine este așadar Carmen Hara, să rămână, bine ați venit. Bine v-am găsit. Și de asemenea Emanuel Baran, jurnalist Ring, bună ziua, bun găsit. Bună ziua, bun găsit. Doamna Hara, da. 1 septembrie 2012, nuntă, mare nuntă în țara noastră, Elena Băsescu, Bogdan Ionescu. 1 septembrie 2013 s-a născut fetița, e prima zi de toamnă. Nu știu, e vreo legătură între aceste două este date? Este o sincronicizare perfectă, lucrurile în viața noastră se aliniază perfect într-un moment de timp. De multe ori nu ne dăm seama de lucrurile cum coincid sub incidența acelui factor sau acelui element timp. În viața mea, de exemplu, eu m-am căsătorit noiembrie 8, fata mea s-a născut noiembrie 8, altă fata mea noiembrie 8 și mama a murit noiembrie 8 și părinții mei s-au căsătorit în noiembrie 8. Nu pot să cred. Da, totul este demonstrat pe hârtie și incredibil de crezut. De coincidența evenimentelor majore, moartea mamei, nașterea fiicii, căsătoria mea în aceeași zi și aceeași lună anului, n-au fost planificate. N-am spus că trebuie să m-am dus cu soțul meu să ne căsătorim și era închisă odată centrul, ofițerul civil, cum se numește. Odată le-a căzut computerele care abia se creaseră pe vremea aia. Și, deci totdeauna a fost ceva să nu putem și chiar în ziua de noiembrie 8. Deci, nu știu, totuși noi cum interpretăm? Eu cel puțin pun pe seama întâmplării, adică nu fac o legătură între cele două date. Zic, bun, a fost 1 septembrie atunci, 1 septembrie dacă vă dați seama și în viața noastră, sunt foarte multe coincidențe și vor continua să existe. Mie-mi e și frică de ele. Da, nu, de ce frică? Sentimentul de frică e un sentiment care te blochează, care nu te face să vezi adevărul și realitatea vieții tale. Te uiți la simbolistica dincolo de cifrele astea și încerci semnificația reală. Și noi toți suntem codificați, toți avem o cifră cu care vinem, o cifră cu care plecăm. Sunt coincidențe incredibile în cifrele astea. Pe mine m-a pasionat de când eram foarte tânără să studiez cabala și, de exemplu, îți dau o simplă explicație. Am făcut alinierea între moartea lui Anna Nicole Smith, înțelegi, și moartea lui Michael Jackson. Nu, lui spune celebra Marilyn Monroe, aha, cu care ea se compara, iar coincidența cifrelor era perfectă. Deci, ea de multe ori spunea, eu sunt încarnarea lui Marilyn Monroe. Și într-adevăr, dacă iei lumele alea și le aliniezi, date de naștere, date de moarte, coincid perfect. Deci, arătând că da, posibilitatea acestei incarneri și ca dovadă faptul că și cealaltă moare tânără, moare tot prin droguri, moare tot că a fost anumite lucruri care s-au creat acolo. Deci coincidențele astea arată viața anterioare și posibilitatea încarnării. Deci, bun, și practic această întâmplare în cuplul Elena Băsescu, deci Bogdan revenim Ionescu, aici. Spre ce ne duce cu gândul? Ne duce spre multe și mai mult. Această situație de codificare se va mai repeta în viața lor. De această septembrie 1 nu rămâne singura dată că lucruri importante se întâmplă în viața lor. Deci nu m-ar surprinde, pentru că viața este repetarea acelor evenimente pentru număr de timp, că cifra asta este ca un fel de previziune. Deci cifra asta îi va mai urmări, zic eu, într-un mod pozitiv și în viitor, pentru că este cifra căsătoriei, care e un lucru pozitiv, este nașterea unui copil, care este un lucru pozitiv, și o să apară din nou această cifră din nou în viața lor în viitor, într-un alt element de deci viață. Cifra 1, nu neapărat 1 septembrie, data de 1 septembrie? 1 septembrie. Sau 1 septembrie. 1 septembrie. Revine în viața lor într-o altă perioadă de timp, într-un alt factor care va marca evoluția existențelor. Da, foarte interesant. Da. Da. Se întâmplă foarte des, doar că lumea nu stă să-și amintească neapărat dacă acea dată a mai fost. Dar dacă ești un pic atent. Nici eu nu m-am gândit prima dată în viața mea la înșiruirea de evenimente. Și abia după ce mama mea a murit în noiembrie 8, am spus așa,
stai puțin, dar toate evenimentele vieții mele au fost marcate de aceeași lună și de aceeași dată. Evenimentele majore, de nașterea un copil, căsătoria și moartea mamei, trei evenimente majore întâmplându-se exact cu exactitate în aceeași zi și în aceeași lună, la ani diferiți, în ani diferiți. Și mai e și ziua mea atunci, Sfântul Mihail și copilul fiecare. Da. Bun, la venit la micuța Sofia Anais. Ce semnale primiți dumneavoastră deci în momentul când? În care creonați, nu știu, calea pe care o va urma în viață micul copil? Contează ziua că e întâi, că e septembrie, că e început de toamnă? Nu știu, după ce vă ghidați? Eu totdeauna mă uit la filozofia vieții. Ce mi-am dorit eu toată viața mea, să fiu un filozof, un vizionar. Și ca să ajut oamenii prin ceea ce fac. Ca să-i ajut să vadă ce trebuie să vadă în viața lor. În general să vadă lucrurile bune și să le dezleg puțin misterele vieților, că totul e codificat, dar dacă înțelegi codurile, înțelegi cine ești, înțelegi ce poți să ajungi și poți să creezi o versiune pozitivă a destinului tău față de a rămâne la un nivel de plafonare. Foarte mulți din noi ne plafonăm și nu ne gândim că de fapt suntem geniali sau putem să realizăm lucruri extraordinare. Dar dacă înțelegem decodificare, uite, ne uităm la acest copil care s-a născut sub incidența cifrei 9, cifra 1 și 2013, care înseamnă planeta Venus, iar codul vieții ei e planeta metafizicii, planeta Neptun și cifra 7. Și începem să facem o analiză din asta interesantă, cabalistică, dar care e fascinantă. Având cifra 7, care e numărul lui Dumnezeu, câte zile i-a trebuit lui Dumnezeu să creeze lumea? 7 zile. A șaptea zi este duminica, zilea celebrării. Deci ea se naște sub incidența acestei cifre 7, care fără ei să-și dea seama, că sunt sigură că nici unul dintre ei n-a gândit asocierea, că nici n-a știut când se va naște cu exactitate și numele de Sofia. Mai ales că erau zvonuri, sau de fapt chiar Elena Băsescu declarase că peste 2-3 săptămâni, asta a declarat cu două zile înainte să se nască micuța. Ca dovadă că noi nu mai credem când, dar parcă venirea unui copil este pur legată de acel spirit care vine, acel suflet care vine pe pământ și care el are traiectul lui. Tu vrei să-i dai traiectul tău, dar nu poți. El vine când vrea el, că vine cu cezariană sau vine când... El a ales când să vină. Tu nu poți să-i determini venirea. Numai crezi că poți. Este fascinant că nu avem control. Când aducem un copil pe lume, nu avem control de sexul lui, cum o să arate, de capacitățile lui. Deci noi ca părinții dorim binele, dar nu știm ce se naște și ce ajunge din el și ce se întâmplă din el. Nu putem controla. Mai nou, Angelina Jolie și Brad Pitt și-au creat acești copii în sensul că au ales buzele, ochii. Mai nou se poate și chestia asta, care e incredibilă. Bun, dar parcă e prea mult. Dar parcă e prea mult și mai nou să și, cum se spun, să clonificăm. Să clonăm copiii. O să ajungem și la stadiul ăsta. Eu am spus de ani de zile, o să vie ziua când o să creăm chestia. Aproape că nu vrem să credem, pentru că noi credem în Dumnezeu și spunem nimeni nu are dreptul să fie clonat. Este against God. Dar și ceva, noi ne schimbăm relația cu Dumnezeu. Noi nu mai avem aceeași relație cu Dumnezeu. În timp, relațiile noastre cu divinitatea le facem sub o altă percepție umană, că percepția noastră se schimbă, vibrația se schimbă, legile universale, legea gravitației, legea cuantului fizicului, toate astea încep încet se schimbă. Deci percepția noastră spre realității se schimbă, dar sunt lucruri care rămân la fel. Cuvântul Sofia este un cuvânt vechi, merge în Grecia antică, în codul lui Da Vinci vorbim de Sofia ca înțelepciune. Dacă asociezi cuvântul Sofia cu numărul 7, care este numărul lui Dumnezeu, i-ai dat indirect acestui copil o putere incredibilă. Fiți atenți cum numiți copiii. Gândiți-vă de 100 de ori la numele lor, pentru că numele lor le definește personalitatea. Carmen înseamnă cântăreț, scriitor, părinții mei n-au știut, mama i-a făcut opera. Chiar asta înseamnă. Chiar spuneți că asta contează în viață? Enorm, pentru că te definește. V-ați gândit vreodată de ce toți politicienii reni? Bill Clinton și-a schimbat numele. William Clinton este el pe certificat și ca să devină președinte și-a schimbat numele din William în Bill. Nimeni nu-l va chema vreodată. Dacă o să am un copil și îi spun Barack, înseamnă că... Are o rezonanță. Are o șansă să ajungă președinte, măcar aici în Balcani. Ce vibrație. Sau are șansa să ia anumite din cum să spun, aspectele
caracteristicele, ele, toți regii Angliei, sunt George, Elisabeta, Elisabeta the First, the Second, toate Elisabetele astea au condus Anglia 60 de ani, 40 de ani, toate au stat pe scaunul de putere. Uite-o pe asta de acum, că o să bată pe regina Elisabeta the First, care a stat 63 de ani în putere, are 62 deja de conducere Angliei. Dar puterea e acolo, în numele ei, în numele ei și în codificarea ei, s-a născut să stea pe scaunul ăla de regina Angliei. Este fascinant și trebuie să o bată pe cealaltă în timpul ei cât va dura. Deci aici avem un caz de copil care ajunge... Gândește, ce a fost Diana, numărul 7? Ce a fost Kennedy, numărul 7? Nu spun că copilul ăsta este prințes Diana, dar este un copil care duce o torță, continuă o tradiție, se va implica în acțiuni umanitare, va face lucruri, va fi, nu va deci, fi de acord cu bunicul, poate nu va fi de acord cu maică sa, dar va avea, va fi foarte opiniată, va fi foarte bună la suflet, are o karmă cu taică sa, nu cu maică sa. Îmi pare rău, domnule președinte, puteți să spuneți ce vreți despre mine, eu vă spun ce cred. Eu așa sunt, eu sunt aia din Ardeal, domnule dragă, și eu spun ce cred eu în sufletul meu și eu asta cred. Și eu cred că acest copil nu va fi întotdeauna de acord cu poate politica care s-a făcut, ea avea ideile ei și este normal generația tânără să vină cu altceva, dar vine cu un suflu extraordinar și asta e un factor magnific, deci, la acest copil. Va merge spre umanitarism, umanitariștii care au făcut lucruri mai mari decât politicienii din multe puncte de vedere. Mulți politicieni fac și multe greșeli, de care își dau seama, în acțiuni internaționale. Da, acțiuni internaționale, o mare deschidere. Da, 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 da. Și al doilea nume bate la perioada de Holy Land, bate la era egipteană, bate într-o altă direcție. Deci avem de a face cu un suflet vechi, a venit înapoi, vine ca o lecție de viață pentru toți cei din familia ei. Toți cei din familia ei primesc asta ca o lecție de viață. Copiii noștri vin cu un anume motiv, ne învață ceva. Ei pe noi, puteți să credeți, aduce binele din noi sau răul din noi la suprafață, că ne obligă să avem responsabilități. Deci aici este un caz extraordinar de interesant și foarte pozitiv pentru familie, dar mai vine și un băiat. Eu am spus asta de mult, încă 2010. Pe vremea când erau într-o relație. 2010. Da, am spus că ei vor avea o fetiță și după aia vor avea un băiat. Eu spun că astea sunt viziunile mele. Eu nu știu să ghicesc în stele, în pahare de cafea, în nu știu ce altceva, în bobi, în nimic. Nu mă pretind ghicitor. Eu sunt un om care înțeleg lumea cronologică într-un anume fel și am viziunile mele care nu știu de unde vin, dar le folosesc și încerc să le folosesc într-un mod pozitiv. Deci aici este un caz extraordinar de interesant, da. Sunt curios, Emanuel, nu știu, tu cum vezi viitorul Elenei Băsescu? Mă crezi că va continua în zona politică? Nu știu, se va dedica, cel puțin într-o primă fază, vieții de familie? Totuși o persoană destul de activă. Am văzut europarlamentar, Elena Băsescu, sunt alegeri anul viitor? Eu cred că în politică avem foarte multe femei care sunt deja și mame și pot fi și politicieni foarte buni. Eu nu văd că de ce nu s-ar împăca una cu alta. Eu sunt convins că alegerea, adică aici există și liberul arbitru, fiecare poate să continue pe un drum sau pe altul sau să meargă în paralel, pentru că nu este nici fel de problemă să fii mamă, ci să fii și o femeie politician de succes. Și oricum de lucrurile am văzut că s-au mai schimbat în țara noastră în ultima perioadă, adică nu se mai sta acasă cum stăteau mamele noastre, exact, pe vremuri, stăteau 2 ani ca să crească un copil, după care eventual mai făceau un copil și uite așa se adunau aproape 4 ani de stat acasă. Da, probabil că nu va mai fi atât de departe cu serviciu. Eu asta tind să cred, că va rămâne aici pentru că este mai aproape de copil. Este normal pentru o mamă să fie mai aproape de copil. Dar asta nu înseamnă că va trebui să renunțe la carieră. Nu cred. Și cred că doamna Carmen Hara știe mai bine despre cariera și despre cariera politică. Sunt curios, de cine va fi mai atașată cea mică? De mama sau de tata? De cum tata, e? Deci de tata, da? Relația e karmică. Înainte de a veni la dumneavoastră am vorbit cu cineva și îmi spunea, zice, n-am nicio relație cu mama, mama nu vorbește cu mine. Și făcând această paralelă, această codificare, am ajuns la concluzia, am spus, dumneata, n-ai relații karmice cu ei. Asta explică de ce mulți copii sunt dați pentru adopție și părinții adoptivi devin adevărații părinți. Lucru care nu le putem înțelege decât dacă înțelegem divinitatea codurilor noastre. Și unde vreau să ajung este că ea are o relație mult mai puternică, karmică, cu tatăl ei decât o are cu mama ei. Ceea ce înseamnă că karma nu are nimic cu iubirea, nu are nimic cu atașarea ei sufletească, poate fi foarte puternică față de mama ei, dar felul în care evenimentele vieții se vor derula în anii care vin, 20-30 de ani de acum în viitor, vor dovedi că
atașamentul este mult mai puternic decât față de tatăl, în evenimentele majore ale vieții, decât de față de mama ei. Deci asta nu e un factor negativ, este o chestie care se poate demonstra. Dar în relația cu bunicii, și mă refer aici la bunicii cunoscuți, la Traian Băsescu și... Eu cred că ea va iubi foarte tare pe bunici și va avea o relație bună. Nu neapărat în timp, în viitor, va agrea cu anumite decizii sau anumite lucruri, pentru că o văd ca o ființă care va avea foarte multă, cum să spun, foarte multă personalitate, foarte multă autoritate în ceea ce va vrea ea să facă. Adică va avea cuvântul, va fi un caracter puternic. Caracterele puternice sunt singurele care au ceva de spus. Și eu văd ca un caracter puternic și în momentul în care ești caracter puternic nu agrezi oricum cu opiniile familiei sau cu ai opiniile tale. Și asta e un factor bun, zic eu. Da, așadar destin de învingătoare. Ca să sintetizăm. Categoric, învingătoare, filozofă, deșteaptă și triumfătoare. Super pozitiv, da. Mai bine de așa nu se poate. Vă propun să trecem la următorul subiect din această parte a emisiunii. Vreau să vorbim puțin despre viitorul lui George Becali. Este un alt personaj, hai să zic monden, fiindcă deja a devenit un personaj monden. Presa l-a luat pe George Becali, l-a tocat pe toate părțile. E bine, acum ultima știre care vine iată din partea lui George Becali, cum că acesta ar fi cerut mutarea la un alt penitenciar. Ar fi vorba despre cel de la Poarta Albă. Va fi mutat la un alt. Cum e privit aceasta? Cum vedeți dumneavoastră această mutare? E de bine, e de rău? Mulți avocați au spus că nu știu de ce face George Becali această alegere, fiindcă acolo condițiile sunt mult mai proaste decât cele de la Jilava. Unde se mută el e o perioadă de tranziție. E faza lui tranzitorie spre a ieși. Am senzația că dacă rămâne aici unde e, timpul lui de a ieși este mult mai lung. Mutarea asta e un breakthrough, cum se spune, o trecere spre o altă fază care îl duce la faza de ieșire. El va ieși mai repede de închisoare decât este planificat să stea. Și asta cu închisoarea e o karmă, e ceva karmic care îl aduce din viața lui. Iar legile karmei cum funcționează? Se repetă. Deci, domnul Becali a fost arestat și a fost arestat la 2 zile după ce vorbeam la Măruță că acesta este un om cu probleme legale și bă, nu să se uita la niște... Da. Există tape-urile, domnul Măruță, care te iubesc. Este tape-urile și eu îi spuneam, el îmi spunea mie, are ceva cu o valiză. Stai, mă, zic, nu cu valiză, eu pe ăsta îl văd arestat. Nu, una cu valiza. Nu, zic, e altceva. Și la 2 zile a fost arestat. Culmea, ironie era să mă pună cu el într-o emisiune. Pe urma zi zice, e un personaj mai dur, hai să evităm. Să evităm această discuție. Era interesantă să am o discuție cu el atunci. Emisiunea n-a fost să fie. Iar eu spun lui Măruță... Probabil că George Becali, dacă i-ați fi spus aceste lucruri în față, n-ar fi crezut nici în rutul capului în momentul acela. Omul ăsta are o săcire cu cifra 8. A stat în celula 8, a ieșit într-o zi de 8. Și toate s-au legat de cifra 8, că, de nou, codificarea vieții, domnule, este incredibilă dacă îi dai atenție. Deci, dacă nu îi dai atenție, nu înțelegi nimic. Practic, înțelegem asta că 7 ar fi cifra cea mai bună, nu? Nu, 7 e numărul Dumnezeu, 8-ul este numărul banilor. Păi ce a avut Becali? Ce a dominat viața lui? Banii. Becali e un bărbat foarte generos și un om bun. Și asta îl scoate din încurcătura asta. Asta îl scoate până la urmă la lumină. Devine și erou național. De fapt, lumea îl iubește până la urmă, că el nu e un băiat rău. El își dă și haina de pe el și o să facă mult bine în contra. Asta e natura lui. El s-a născut să facă bine. Și Dumnezeu, când Dumnezeu îți dă bani, să dai înapoi. Să dai la ea care n-au. Pentru că nu poți numai să primești, trebuie să dai. Aici este, primești și dai. Primești și dai. Cu asta primești, cu asta dai. Cu dreapta dai, nu o să dai niciodată cu stânga. Deci aici este legea vieții. Să poți să primești și să poți să dai. Și scrie vorba la noi în popor, schimb locul, schimb norocul. Adevărat. El valabil în cazul lui George Becali, mutarea acum la Poarta Albă. E vibrația care se schimbă, energia vibrației schimbă situația lui. Deci el trebuie să se mute. Cineva i-a spus că vine din univers. Exact aici vreau să ajung. Credeți că cineva l-a sfătuit ținând cont de ceea ce mi-a spus dumneavoastră acum? Exact. Cineva i-a furnizat sau vine... Sau e pur o cerere administrativă. Nu mai vreau să stau aici, vreau să mă mut altundeva, că sunt supărat pe comandantul închisorii. Este mult mai interesantă decât ce credeți noastră. Este o formă de informație care i-a venit lui, care eu sunt sigură că i-a venit de undeva
de la un alt nivel. Că și el, Becali, așa cum îl vedeți voi, el s-a dus pe munte la... El e un, în felul lui un mare credincios, un mare legat de Dumnezeu. El își creează legătura lui cu divinitatea. Deci și el în felul lui intuitiv, că toți suntem intuitivi. Și el simte să facă asta, poate fără să explice de ce. Poate din punctul de vedere al legii, al avocaturii, nu face niciun sens. Dar dacă el merge pe intuiția lui, își câștigă. Schimbi energia, vibrația unde te-a fost pus prima dată, și spargi vibrația asta și ai șansa de a ieși mult mai repede și o să vedeți că am deci dreptate. Deci asta exact cum ni se întâmplă și nouă oamenilor, că de multe ori ne uităm, nu știu, nu încercăm stați să în nu... același nu locuri, vrem... ieșiți din locurile în care v-ați închis, nu vă întrebați de ce nu vă se întâmplă nimic bine, nu vă întrebați de ce nu vă căsătoriți. Dacă stați într-un loc unde nimic nu se întâmplă, ieșiți din vibrația locului respectiv, din spațiul respectiv și creați o nouă realitate. Și realitatea asta fizică este o proiecție a gândirii noastre până la urmă. Deși legea atracției, care e incompletă, dar noi, de fapt, ceea ce gândim se proiectează. Eu sunt autor la multe case de publicație din America, dar una la care sunt în ultima vreme se numește Hay House și cea care este autoarea la Hay House se numește Louise Hay. Louise Hay este o femeie de 87 de ani care bate tot mapa mondului și care are un singur verdict când se scoală dimineața, spune: All is well in my world. Totul este bine în viața mea. Și când pornești piciorul dimineața că totul e bine în viața mea, nu permiți nicio energie negativă. Noi venim la serviciu, spune: Aoleo, ce zi nenorocită am. Vai de capul meu, m-am stat într-o lebu 10 ore. Nu mai pot, mi-e rău, mă doare stomac. Când ați început ziua așa, păi nu vă așteptați că vine nimic bun în ziua respectivă. Când în viață totul este atitudine. Viața ne dă multe, multe lucruri de învățat. Cum răspunzi la lucrurile pe care este atitudinea ta și de aici succesul tău în viață? Eu am fost încercată din toate punctele de vedere. Am venit în America, aveam $40 în buzunar. Nu știam pe unde să mă duc. Dar atitudinea, cred că am încercat să o adopt pe cea pozitivă și să spun: da, americanilor, vă arăt eu vouă. Și asta am vrut să fac. Vă arăt eu vouă că eu sunt vântă din Ardeal și eu sunt mai deșteaptă ca voi. Și m-am pus pe mine în față și am declarat asta până am ajuns să strâng mâna cu toți președinții de stat și să ajung să mă sune acum două zile președintele Ecuadorului să mă întrebe la el să stea de vorbă cu mine de ce i-am spus eu că Nick Chavez nu o să mai fie prieten cu el în viitor și a murit. Deci lucru care eu l-am spus la niște oameni care sunt președinți de state, dar ea nu dau cu focul în mine. Mă întreabă: stai mă că femeia asta a spus și ea, să stau de vorbă cu ea. Ce-o fi vrut ea de fapt să spună? Că a avut dreptate. Că am, o să moagă Nick Chavez, nu s-a gândit Rafael Correa. Dar uite că s-a întâmplat. Deci, și că eu îmi fac vreo, cum să spun, vreun drept din chestia asta? Nu. Eu sunt doar un simplu mesager până la urmă. Un simplu mesager. Am stat de vorbă cu președintele Bill Clinton în iulie 11, 3 ore, la un meeting de ăsta privat de 20 de persoane. Mă ținea de mână, am 1000 de poze cu el. Mă îmbrățișam la... domnule, a fost să fie așa, a fost să-i comunic ceva, a fost... Dar nu fac niciun merit din chestia asta. A fost ca eu să ajung în America, a fost ca eu să-i cunosc pe oamenii ăștia, dar eu am creat această realitate. Vedeți, a schimbat locul. Eu am schimbat locul. Dacă suntem în România, nu mă măritam niciodată. Dacă scâneam în România, nu scriam cărți. Cărțile mele nu sunt scrise în România, sunt scrise în limba engleză, au fost publicate de toate publicațiile americane. Deci nu că mă laud sau vreau, dar vreau să știe românii cine sunt eu. Că mulți români cred pe așa zis și jurnaliști care sunt în presă și m-au făcut albe de porci. Deci vreau să știu ce am făcut eu că m-am dus în America. Eu cred că am făcut ceva bun și vreau să fac ceva bun. Și vreau să continui. Hillary Clinton a vrut să mă numească și m-a întrebat în aprilie la Vital Voices dacă vreau să vin ambasador at large pentru human trafficking, ca să fiu ambasadorul Americii în România pentru acest, cum se numește, human trafficking? Trafic de persoane. Da. Pentru că ea are această organizație creată în 96 în care vrea să ajute țările lumii unde copiii sunt exploatați, sunt vânduți, sunt maltratați. Și mi-a dat această posibilitate și a spus: pot eu să-mi iau această responsabilitate, dar mă întâlnesc cu ea. Pe 30 septembrie sunt la Washington în casa lui Hillary Clinton. Că schimbați locul, dacă veniți iar în România. Acum cu venitul România are un mare semn de întrebare. Că vin în România doar dacă clarificăm niște lucruri care au fost nedrepte făcute la adresa mea și atunci vin. Mai am o întrebare legată de George Becali, că vreau să trecem imediat și da, la aspectul următor. Contopirea pedepselor, dacă ea va fi cerută sau, mă rog, e cerută. Se va cere și se va și aproba? Într-o altă conjunctură se va aproba.
Deci, domnule Becali, sta liniștit, o să scap mai repede, o să scap bine și după aia scriem cărți despre cum a fost acolo închisoare, facem și mulți bani și dăm și la ea amărâți și lumea o să te iubească în continuare. Da. Keep up the faith, the good faith, cum spun americanii. Țineți credința în suflet pe care nu ți-ai pierdut-o. Mare test de la Dumnezeu, mare test. Să cazi de pe un palat și să ajungi într-o celulă. Ce vrei, test mai mare de viață? Nu știu cât e de vinovat. Asta printre noi vorbind în fața camerelor de luat vedere. Emanuel, care crezi că va fi atitudinea lui George Becali după ce va fi eliberat anul viitor, după cum spune doamna Hara? Probabil că se va reculege. Este o regulă, de altfel. De fiecare dată când are o încercare de genul ăsta, se reculege o perioadă. După care cred că se va ridica și își va relua. Un personaj foarte activ. Nu cred că va reuși să stea mult în spatele reflectoarelor, nu? Nu. Dar această încercare, lumea îl va aplauda pentru ea și pentru faptul, felul în care a răspuns la încercarea de viață. Din nou, fiți atenți la încercările vieții, nu le luați în rău, treceți pentru ele cu fruntea sus. Sunt momente care contribuie la evoluția noastră spirituală. Mare lucru e, tot ce avem nevoie este evoluție spirituală. Economic nu putem oricum evolua, cel puțin nu acum. Bun, și ultimul subiect din această parte a emisiunii, penultimul, îmi spune colegul meu producător, nunta toamnei, așa cum au numit-o unii, acum nu știu dacă vor mai fi și alte nunți în această toamnă de un asemenea răsunet, Victor Slav, Bianca Drăgușanu. Ce e la mijloc, doamna Hara? E iubire, e marketing, ce e? Că nu reușesc să înțeleg. Eu am vorbit ieri la o conferință unde aș fi vrut mai multă lume să vină, dar lumea n-a știut. Însă oamenii care au fost absolut magnifici și vreau să ajung că această nuntă face parte din un grup de patru relații umane. Deci avem relații karmice, tranzitorii, de suflet, de pereche, relații de compromis. Asta e o relație complimentară. Deci ei doi se complimentează, ea are mare nevoie de el în faza asta a vieții ei. Dar există la nivele de percepție total opozite. Acum întrebarea este, când doi oameni sunt atât de diferiți, ei se complimentează, dar poate să existe și momentul ăla de argumentare care poate fi foarte puternic și foarte poate să ducă și la o ruptură. Pericolul de ruptură există oricând în relațiile umane. Nu vedem toată ziua, ce vedem zilnic la televizor, cum oamenii se despar, divorțează, se omoară, fac tot felul de lucruri râte unii față de alții. De aia vorbesc eu de evoluția umană. Eu zic că între ei există iubire. El o adoră foarte mult. Ea are nevoie de el. Emoțional, sentimental. Eu cred în această căsnicie. E Victor Slav ceea ce îi lipsea Bianca în relațiile anterioare. Și mă refer aici la Cătălin Botezatu și la Adrian Chistea. Păi cum a tratat-o Botezatu? Dragul Botezatu, te iubesc, dar dacă i-ai mai dat și două palme, nu te mai iubesc. Dar te iubesc, oricum. Trecem și peste asta. Deci unde vreau să ajung este că el i-a dat ei ceea ce ea avea nevoie în momentul ei de vulnerabilitate. Ea o fată vulnerabilă, foarte atașată de material și nu e un factor rău, de asta e codificarea ei numărul 4. Numărul 4 sunt oamenii cu banii. Oamenii cu banii, Oprah Winfrey toată ziua caută și spiritualitate. Și 8-ul, parcă mi-a spus, 8-ul, 8 și 4, 8 astea și 4, sunt aha. Două cele cifre care ne marchează viața. Ea e numărul 4. Atașamentul față de lumea materială la oamenii cu 4 este extraordinar de puternic. Bill Gates, Donald Trump, toți sunt numărul 4, este incredibil. Deci practic nu reușești să ajungi miliardar dacă nu ai cifra 4 pusă frunte, nu? Nu, ai codificarea aia, că atunci ce ți arată Dumnezeu? Te-ai născut, măi, oameni care s-au născut, măi, la fata mea, s-a născut cu codificarea 8, păi copilul ăsta n-a trebuit să muncească nimic, că tot ce am făcut eu, case, mașini, totul s-a dus la ea, s-a trezit la 20 de ani, are tot ce vrea un copil pe pământ, dar asta așa a fost din codificarea ei. Așa s-a întâmplat, da, nu? Interesant. De asta unii copii se nasc în familii de oameni cu bani, alții se chinuiesc toată viața și ajung și au transpirat și asta cu banii la lipsit, dar până la urmă banii nu contează. Hai să fim serioși, sufletul omului contează, evoluția lui spirituală. Dacă putem cu adevărat să aplicăm acest dicton, hai să fim mai spiritualizați, atunci putem schimba lumea în care trăim, altfel nu. Și poate pe final mă lămuriți pe mine cu, știți că noi avem o problemă aici legată de câini aceștia maidanezi. Sunt chemați la urne pe data de 6 octombrie, mare referendum. În primul rând îmi cer scuze, sunt vinovată față de poporul român. Eu am spus o prostie, fără să-mi dau seama, într-o greșeală de cuvinte, în capul meu sunt 1000 de lucruri, fug de la un loc la altul, plecă drumul. Nu știu ce m-a făcut, dar îmi cer iertare și știu că îmi cer iertare, Dumnezeu te-a iertat.
și sper să merteți cei care m-au auzit. Eu iubesc animalele la nebunie. Nu știu cine mă cunoaște pe mine din America sau din România. Eu am 2 câini, am 4 pisici, aveam 7 pisici. Dacă mă vedeți în casa mea, sunt și de fapt personaje de un show de televiziune. Pisica mea de 21 de ani și câinele meu de 7 ani sunt personajele unui show de televiziune. Atât de mult iubesc că i-am pus personaje de... Oh, animalele mele în casa mea au nume de designer. Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Valentino, toate animalele mele sunt designer în casa mea, că așa am hotărât să ne amuzăm și să... Și răspund. Când îi spun la când de Yves Saint Laurent, se întoarce imediat către mine. Dar îi ador. Sunt ca și copii, că toată lumea iubește. Noi iubim animale, câine e cel mai bun prieten la oameni. Situația asta e de mult. Situația asta cu animalele veche. Omorârea lor ne creează nouă o imagine proastă. Acum 2 ani pe mine m-a abordat cineva că să ne ajute cu o pastilă să-i castrăm. Eu din greșeală n-am spus cuvântul care trebuia. Deci animalele astea, părerea mea, români, nu votați să-i omorâți, că vă luați în suflet o karmă de rău. Nu, ce-a spus Dumnezeu cele 10 porunci? Să nu omor vecin, să nu omor nimic ce a creat Dumnezeu. Eu dacă vine un gândac în casa mea, îl invit afară. Îi spun, domnul gândac, că ai greșit adresa. Și îl poftesc frumos, îl iau cu mătura, vorbesc cu el, îl invit, zic, eu nu sunt foarte iubitoare de gândaci, dar n-am nimic cu gândacii. Că există și ei, și prin oameni care sunt gândaci, de fapt, există. Dar eu îmi cer iertare, vă rog, nu-i omorâți, nu ne facem o imagine greșită lumea întreagă. Lumea întreagă iubește animalele. În casa mea din Florida, toată lumea are câini, toată lumea. Fiecare colț de seară, când ies aseară, eu sunt cu 2 câini. Lumea are și bani, are cu ce să-i țină. Nu neapărat, domnule. Domnule, vezi oamenii în New York la colțul străzii care n-au bani de pâine și câinele săracul stă lipit de el. Dar nu contează pentru câine că omul ăla e sărac și n-are ce să dea. Asta e atașă. Noi învățăm de la animale. Iubirea aia necondiționată care are câinele pentru om, omul nu poate să o dea pentru omul lui. De multe ori noi nu ne iubim condiționat familia. Ne căsătorim cu bărbat pentru că are o anume cont în bancă sau pentru că așa mi-a zis mama sau pentru că am o atracție fizică. Nu pentru că îl iubesc necondiționat și las la prima cotitură când nu mi s-a părut mie ceva că este clar. De atâtea divorțuri, atâtea crime. O iubesc pe Mădălina, dar am făcut-o că este sinucigașă, dar de unde știu eu dacă eu n-am fost acolo când s-a întâmplat? Deci nu mergem acolo, dar fraților, nu iubiți animalele, vă cad în genunchi. Vă rog, iertați-mă dacă am greșit cu ceva. Nu le omorâți, da. Mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră în platou. Vă mai aștept cu orice ocazie e posibil. Mai fi ocazia. Dar eu dacă cumva aterizez pe aici vreodată, vin cu drag la emisiune. Mulțumesc foarte mult, Emanuel. Publicitatea. Acum revenim în partea a doua emisiunii și vom vorbi despre o mare păcăleală. Au apărut din ce în ce mai multe site-uri care vă promit faptul că vezi că